rugăciune se citește în pat la orizontală și spune cineva că a văzut-o pe cumnata sa stând în pat întinsă cu telefonul în mână citind rugăciunea de dimineață. Frumos! E corect? Până aici corect. Acum o să dezbat cele trei lucruri. Când Ezechia împăratul era bolnav, s-a rugat cu fața la perete și soarele s-a oprit pe cer timp de 11 zile până ce el s-a făcut sănătos. Și astronomii au demonstrat că lucrul ăsta biblic a existat. Când Iosua Navi i-a pus mâinile lui Moise în formă de cruce, s-a oprit soarele pe cer și până nu i-a biruit pe dușmani, nu s-a făcut noaptea, pentru că n-ar fi văzut să se bată. Deci avem acum cele trei motivațiuni. 1. Motivația pentru care am poziția în care mă rog și avem cele trei poziții de rugăciune. Prima poziție de rugăciune este a lui Hristos în grădina Ghețimanii, care s-a așezat în genunchi. Asta este poziția de rugăciune. Ne-a arătat-o Domnul Lumii, a plâns cu lacrimi de sânge, noi măcar cu lacrimi de astea dacă am putea. A doua poziție de rugăciune a lui Iisus Hristos este drept în fața lui Pilat și a judecătorilor care îl palmuiesc și întreabă de ce mă lovești dacă spun adevărul. Și cea de-a treia poziție de rugăciune este răstignit pe cruce, adică așa, Doamne, cum faci preotul alăturii, trimite harul prea să întreduc peste aceste dar ce să se înainte. Nu-i chiar indicat să ridicăm mâinile sus că n-am ajuns la măsura asta, adică e puțin greu, nici eu n-am curajul să o fac întotdeauna chiar cu seriozitate, pentru că nu suntem atât de curați să-i poruncem Dumnezeu acum vino. Deși acolo așa spune, acum fă pâine aceasta cinstitul trupa Hristosului tău, dar este un act liturgic pe care trebuie să-l îndeplinești. Iar în rest, pentru vârstă, bătrânețe, oboseală, boli cronice, boli patologice, boli acute, și dacă stai pe scaunel, e primită rugăciunea, și dacă stai la marginea patului, e primită rugăciunea, și dacă ești bolnav, poți să te rogi în pat. Cum ați văzut dumneavoastră pe cumnata sau cine doamna de acolo, este simpatică ideea. Eu vă spun că am văzut în viața mea culmea rugăciunii. Cum? Era un fotbal la televizor, persoana respectivă stătea pe marginea patului, mânca semințe, se uita la televizor și citea psaltirea. Și eu am început să râd și am zis, zic, da, ce faci? Cauți un verset pentru predica de duminică? Și a spus, nu, vreau să fac două catisme, că am rămas în urmă cu pravila. Îi zic, dă televizorul mai încet, te poți concentra, nu că să atent să văd cine dă gol. Da. Mai sunt culmi de rugăciune, nu sunt toate atinse. Deci dacă suntem sănătoși la cap și la nu cap ne lipsește și la nimic, ar trebui să... rugăciunea corectă se face în felul următor, exact cum învață Nicodem Aghioritu. Te-ai sculat din pat, scrii și în cărticica de rugăciuni, te-ai spălat pe față, faci trei închinăciuni în fața icoanei, fie că te pui în genunchi sau în picioare, pui mâinile în poziția de rugăciune, de cerere sau așa, și rostești rugăciunea cu ochii spre icoană sau spre candela aprinsă să te poți concentra. Dacă ești bolnavior, atunci poți să te rogi și culcat. Mărturisesc că foarte de multe ori când nu e mai somnul noaptea sau mă gândesc la ceva sau am ceva în minte, și ca să mă furi somnul, că știu că vine imediat după acel exercițiu, încep să spun în pat, împărate ceresc, n-ajung la al 5-lea, al 6-lea, al 7-lea, cu sarsailă nu-i place și am adormit imediat. Dar după ce ați făcut așa cum trebuie rugăciunea. Și am de făcut, fac când trebuie făcut. Am înțeles. Da. Altă curiozitate, oamenii au foarte multe curiozități și diverse. Ne-am certat cu nașii noștri de cununie. Vrem altă pereche de nași. Este corect să ne cununăm din nou cu alții? Dacă nu e ok, atunci ce sfat ne dați? Păi sfatul este următorul. Întâi trebuie să știe oamenii următorul lucru. În biserică avem câteva taine care au un rost indisolubil. Botezul nu se mai poate repeta niciodată. Și taina cununiei nu se mai poate repeta niciodată. Și dumneavoastră o să spuneți, da, dar există cununia a doua și a treia. Alea sunt pogorăminte. Dacă cineva este atent, când se citește cununia a doua și a treia, nu se mai spune, binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh cu Evanghelia peste cununie. Se spune, binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și purea și în veci, veci, amin. Și ce spune Apostolul Pavel? Cine ia femeie căsătorită, prea curvește. Pentru că ea are deja bărbat. Iar pravila mare de la Târgoviște ne arată. Femeia poate fi lăsată de bărbatul său numai din două motive. Din pricina desfrânării și a ereziei. Iar femeia îl poate lăsa bărbat din două pricini. Din pricina desfrânării, dacă se duce la altă femeie,
Și aici e o atenție, dacă el trăiește în concubinaj cu altcineva, atunci poate băga divorțul. Mm-hmm. Nu cum spune, băi, că am auzit eu cum umblă la alta. Până n-ai văzut, stai cu minte și nu strica ce o zis de Dumnezeu. Și în momentul în care o bate cauzator de moarte, dacă a lovit-o, să-i pui viața în pericol, poate da divorț. Pravila mare, ei, mm-hmm. îndreptarea legii, așa se numește, 1642. Și acolo arată în pravilă că acest lucru îl analizează doar biserica și episcopul. Până la Cuza, până la Alexandru Ioan Cuza, biserica răspundea de ceea ce înseamnă taina căsătoriei. Nu te puteai despărți fără acordul episcopului, nu te puteai divorța fără acordul episcopului și până nu se cercetau cauzele. Și dacă cauzele, cum e acum la tribunal, te duci și mituiești un judecător sau un avocat și iei femeii tot și o lași că ea nu a avut nic, ea nu a avut salar, că nu știu ce, nu. În momentul în care erai tu cauza, averea rămânea toată soției și copiilor, tu plecai cu mâna în buzunar. Dacă era soția vinovată, primea 30% din dota cu care a venit și restul rămânea soțului și copiilor și ea pleca. Uh-huh. Dar acum, după ce statul a intrat, el și-a luat dreptul de verificarea căsătoriilor civile, că așa se numesc acum, la biserică se înscrie numai cununia religioasă, de aia îți dă certificatul de cununie, din clipa aceea nu se eliberează certificatul de cununie până nu l-ai pe cel de căsătorie civilă. De ce? Ca să nu se suprapună două căsătorii una peste alta. Uh-huh. Da. Acum s-a făcut un pogorământ mai nou, nu știu cine l-a inventat, nu-i treaba mea, nu mi-aparține. Am văzut că dacă unul din miri este necăsătorit niciodată, îi face tot cununia întâia, că zice că să aibă dreptul la ea. Dar corect, nu e așa. Uh-huh. Dacă unul din miri a fost căsătorit, automat e cununia a doua, fără discuție. Înțeleg. Și la a treia te oprești, că eu am avut și la a patra, părinte, dar ne-a mai cununat odată. Domnule, poate acum unde te ridică câte ori vrei. Caută un preot pensionar să-și citească în fiecare zi câte o cununie. Nu-ți poate. Asta înseamnă poligamie autorizată prin biserică. Iar nașii sunt indisolubili. Ce înseamnă nașii sunt indisolubili? De exemplu, ai divorțat de soț, dar tu când te întâlnești cu nașul și cu nașa, nu-i spui, băi Ioane și băi Marie, nașule, de ce? Ei au fost martorii tăi la taina indisolubilă. Ce spune despre cununie biserica? Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Și saducheii, fariseii și cărturarii au sărit pe Iisus și au strigat, ce prostii ne spui tu? Uite, Moise, a dat cartea de despărțire. Și ce spune Iisus? Da, s-a dat această carte de despărțire pentru îndărătnicia inimii voastre, nu pentru că cununia nu e cununie. Da? Deci dacă ne supărăm cu naci și pe parcurs, mergem și cele mai tare. Nașii nu se schimbă niciodată, nici la cununie, nici la botez. Aia sunt. Nu vrei tu să vorbești cu ei cu totul altceva, ești obligat să-i porți în rugăciune? Ei sunt obligați să te poarte în rugăciune, numai când în rânduiala nunții creștinești a Sfântului Ioan Gură de Aur, în cele 11 reguli scrie foarte categoric. Miri să fie ortodoxi și practicanți, nașii să fie o familie evlavioasă, cu nume bun, cu fără vorbe rele în